Salutare, fie v-am găsit la un nou joc. Joc se numește PC Simulator. Dăm începe, încarcă joc, creează numele jocului. Numele joc. O să fie un joc cu calculator, să faci un calculator. Deci o să se cheme Primul Calculator. Raftul, creia. Wow, e mare. Avem $1000. Deci o să dăm mult așa până facem mulți bani. Bun, dar acum că avem mai mulți bani, o să luăm ultimul procesor din nouă. O să luăm 16 giga de RAM. Asta. O placă video. Asta. Sursa de alimentare să fie de 1000 de watts. Hard disk, o să avem un hard disk de 1 tera și un SSD de 128 de giga. Placa de bază micro ATX, monitorul ăsta și carcasa asta. Bun, asta e carcasa, trebuie să o deschidem cu șocanul. Luăm șocanul și dăm până se sparge cutia, până se carcasă. Gata, s-a spart. Bun. Bun, prima chestie o să fie placa de bază. Ok, e băgată. Următorul procesorul. Are. Aici. Următorul cred că sunt RAM-i. Da, sunt RAM-i. Da, unde și rame? Nu, vreau să iasă rame aia. E cis. Așa. Bun. Următorul ăsta cred că e placa video. Da, e placa video care o să o pun ultima. Placa video o să o pun ultima. Următorul două e hard disk SSD-ul. Stai, unde e? Stai, n-am comandat cumva. Cred că n-am comandat sursa. Parcă lipsesc. Uite, cred că stă acolo. Bun. Aici e coolerul. Ok, aici sursa nu e nicăieri, așa că va trebui să o coma. Sursă de alimentare la 2000 de base. Bun, monitorul
lângă, apăsăm aici și apăsăm alege monitor și carcasa și e gata de pornire. În 3, 2, 1 și... se pornește computerul Wizard. Ia de ce componente avem? Ulu. Ok, 100 grade, i9, da, 16 GB de RAM și 1 TB. Și îl închid pentru că am uitat să pun placa video. Unde e? Uite. Și acum e gata, să spunem în 3, 2, 1 și... Eu destul o să instalăm setare frecvență. Deci ne dă cam aici de el e. Un benchmark. Ia cât e scorul la calculatorul ăsta. Vreau un scor mare. Ce scor e? Ce scor mare. Bun, o să-l închidem. Bun, deci cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să dați like și să subscribe. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!